două echipe, dacă nu mă înșel. Unu, doi, și ziceam mai trage încă una acolo. Trei. Salutare, băieți! Astăzi facem o nouă reacție în PUBG Mobile și anume reați o atacați, băieți. Am văzut că are un clip nou pus cu 6x pe cățea, așa că să nu mai stăm prea mult pe gânduri, să dăm drumul la reacție pentru că vreau să văd cum face spray cu 6x pe cățea, băieți. Hai să dăm drumul la reacție, tacazule! Văd că sare aici pe baza militară. Subscribe-mi și new here. Sunt deja de mult aici, tacazule, și îți mulțumim foarte mult pentru clipurile pe care le pui. Spectacol, calitate, video foarte bună. Așa, da, mă, ceva frumos. Haideți să vedem, băi, sare pe unul dintre blocuri. Vede acolo vreo doi bărbați pe partea aia și unul pe stânga, mi se pare, pe blocul din mijloc. Două șagane în momentan pentru el, un scarel aici, bun. Bun, scarel, presupun că o să facă undeva la 10-15 kill-uri până găsește cățeaua. Mă gândesc eu. Alege să joace cu scarel și S12, băieți. Văd că nu și-a carul, ceea ce la solo vs. squad e un pic cam dificil cu carul ăla. Da, și face un prim kill cu S12 aici, băieți. Foarte bine, s-a început șase așa. Aoleu, doamne, ce i-a dat-o cu S12. Da, ăla ce push făcea, niciodată nu ai cum să faci așa push-ul, mă. Că ăsta stă în TPP și te sparge. Și s-a luat și finish-ul, respect Kendama. Îl vedem acolo, l-a auzit pe unul în blocul din stânga, în blocul din mijloc, băieți. Ne lutează? Da. Văd că ia și supresoră pentru are. O vestă de 2 și o cască de 2 momentan pentru el. Mamă, ce skin are pe scar. Îl upgradat și dacă nu mă înșel, cred că e upgradat deja la full, băieți. Da, e upgradat la full. Cum arată? Unul sus, da. Tarzane, ce faci, mă? Da, dar este înăuntru la etaj. Nu, a sărit acum. Și da, mă, deja are două knock-uri, băieți, un al treilea. Dă finish-ul pentru... Mă așteptam să nu dea finish, astfel că să-l aștepte pe cel de-al treilea să vină la revive. Dar da, mă, dă finish-urile, mă. Dă finish-ul, auzim pe unul venind acolo, pe lângă bloc, afară. Are deja 4 kill-uri, băieți. Da, unul afară acolo, alergă fără armă și unul îi fură kill-ul. Băi, go, ăsta îi fură kill-ul, mă. Dar totuși, îi fură și el kill-ul la rândul lui. Cu 9, cu 6 kill-uri deja pentru tacaz, băieți, în baza militară. Și dacă nu mă înșel, mai era încă unul pic mai în față acolo, după turnul albastru. Încă mai are gloanțe destule pe scarel, 90 de gloanțe sunt super ok. Scoate supresorul și îl pune pe vestă 3, nice. Zice, spuneam că scoate supresorul de pe scar, băieți, și pune compensator. Și e tank, băieți, vă recomand și vouă compensatorul. Este cel mai bun muzzle, cel mai bun vârf pentru armă. Hai să vedem, da, îl știe pe ăla acolo. Mamă, ce, cum arată supresorul ăsta pe S12? Zici că e... Da, mă. Și ce țintă are la redul, băieți, are țintă aia așa. Și dacă nu mă înșel, trebuie să dăm un pic mai tare la băieți la clip. Dacă nu mă înșel, cred că mai era unul lângă el aici, care a intrat în casă. Da, mă, că l-auzisem. L-auzisem, frate, era aici. Nu e afară, mă. Poate la iese, intră. Nu știu exact ce face. N-ai mă cum, l-a rașchetat imediat. La 7 kg deja, băieți. Danger Rocky ăsta la... Oh, și acum văd că a făcut un cut aici. A făcut un cut și probabil îl va pușa, mă. Intră peste el cu MP-ul și-a dat jos scarelul. De ce pușează cu MP-ul și nu cu S12-le? E mult mai powerful S12-le la apropiere față de un MP. Și de ce și-a dat ăla are în 4, manu, ăsta avea în 4, băieți. Da, și probabil acum va lua în 4 și S12-ca, nu? Eu așa juca, sincer, la ce oportunități are a juca în 4. Mamă, câte gloanțe, aproape 300 de gloanțe, băieți, pe M4. A jucat, da, clar, M4 și S12-ca. Pentru că joacă solo vs. squad, băieți. Și la solo vs. squad trebuie să te bați cu ei numai în close range. Astfel încât la long range te bată un squad de 4. Nu ai cum să-i oprești pe toți 4. Așa pe close range îi mai învârți, din movement îi poți bate ușor. Hai să vedem, băieți, are 8 kill-uri deja de la blocuri și nu se mai aude nimic pe aici. Pare că totul e... Nu, smoke acolo.
Pare că totul e în liniște, nu știu nici medicale, nu știu, nu știu exact, oare nu are medicale? Un extend acolo perfect pentru M4. Dar nu avem medicale, mă. Așa este, băieți, nu avem medicale. Are aici undeva la 56 și nu avem, nu avem niciun fel de medicală. Ok. Îl văd acolo, dar îl văd eu greu cu calculatorul, cu monitorul pe calculator. Îl văd greu pe ăla. Adică văd un punct, așa un pixel îl văd acolo. El vede de pe tabletă, am înțeles. Nu, de fapt, joacă, el joacă pe telefon. Pe iPhone 6 mi se pare că joacă. Ok. Un pic dubios. O are pe el aici, de niciun stres. Îl știa, evident că îl știa aici din, de când l-a văzut atunci. Dar de ce nu așteaptă un pic, băieți, să-i vină cu echipierii? Așa, venind cu echipierii, poți face și mai multe kill-uri. Are deja 10, băieți. Au rămas încă 42 de oameni în viață. Și spune că face 31 de kill-uri, băieți. Hai să vedem. What? Pe aici are 10 kill-uri. Aici are 10 kill-uri. Se face cat și are 11. De ce nu ne arată, de ce nu ne arată cel la 11 la kill? De ce nu ne arată cel la 11 la kill, băieți? Vreau să-l văd așa. Oare a băgat de-alea cu punctexe și hau-hau cu miau-miau? Hau-hau cu miau-miau, băgat punctexe și să nu se vadă pe clip? Mamă, mamă, bă, ăla de la drop de acolo n-are voie să nu tragă în el, bă. Îl vede pe ăsta că se rotă cu Dacia și ăla nu trage în el. Unul a urcat. În, a intrat în casă, în casa de după asta. Așa. Haideți să vedem cum joacă băieții aici. Sunt cel puțin doi. Am auzit deja cel puțin doi. O grenadă acolo bine trimisă de către el. De către adversarul lui. Își dă un energy drink și un pain, astfel încât își face full boost. Nice. În full boost îți dă și movement și, și viață. Ceea ce e tank. Ce fa- Vine mașină? Vine mașina acolo, da! Cred că e de mii de granada. Nu, ai spat înainte de, de gard. Din păcate, îi se vede capul. Cred că mașina aia se oprește. Spectacol mare rău dacă se oprea mașina aia. Da, și dă mă, nu mă, n-ai cum să tragi așa mie să-l bați, mă, tacaz. E ca în greuțul un pic cu tacaz că joacă foarte bine. Trimite granadele extrem de bine la timp. Gen la 0-1 secunde ajunge lângă tine, ți-o bagă în buzunar. N-ai cum. N-ai cum să tragi așa, să-l bați pe tocaz. Da, unul pe burtă acolo. Am pensat că-s doi. Da, unul. O, ghilisat ăla. Cum ar zice Larisa, băieți, ghilisat. Tocaz, hello, hello, hello. Eu sunt acasă. Ce că tocaz, hello, 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 don't kill. Hello, hello. Bat-că-l. Eu zic, băieți, că deja-l știu, mă. How? Ai, hello, ai ieșit? Help, 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 help. Help, bro, mă, bro. Help, help, help. S12K tank, 8, 8 gloanțe pe S12, S12K este efectiv powerful. Îl trolează, bă, nu cred, mă. Doamne, ce troll e ăsta ghilisată, nu cred. Da, mă, și aici găsește cățeaua, băieți. Haideți să vedem și dacă ia și AFM-ul. Aș fi surprins să văd și un pic cum trage tacazul cu AFM-ul, băieți, pentru că până acum am văzut cum trage cu berilul, am văzut cum trage cu groza, acum vedem cum trage cu cățeaua și vrea să văd și un pic cum trage cu... cum trage cu AFM-ul. Ia mă și AFM-ul! Nu ne ia AFM-ul, mă. Ba da, mă, ia! Haide, mă! Aia zic, tăticule! Ne-a luat AFM-ul, mă, haide, mă, să vedem acum! 432 de gloanțe pe cățea, 14 kill-uri deja făcute. Și ca să ajungă la 31 pe cele pe care le-a zis el, băieți, mașina acolo în stânga, trebuie să mai facă încă 17, băieți. Adică o mai lasă că 26 acum, încă 17, adică doar 9 scapă de tacaz. Doar vreo 9 așa scapă de tacaz. Dacă a fost de calculul bine. Da, cam așa, cam așa ar veni. Cam așa, pe imat cu TDR-ul. Haideți să vedem aici, băieți, sunt două echipe, dacă nu mă înșel. 1, 2 și de ce mai trage încă unul acolo? 3! Ha, 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 ha! Bine! Doamne! Doamne! Ce spray transferul face, frate? 44 de gloanțe, 3 knock-uri. Adică 3 kill-uri deja. Vreau să văd cum tragi. Am văzut cum tragi cu redetul. Vreau să văd cum tragi cu 6X-ul acum, mă. Vreau să văd cu 6X-ul, mă, acum.
Nu poți să ne mai minți, ai spus că ești cel mai bombardier cu 6x pe cățea. Nu mai poți să ne minți acum, ai făcut deja 17 kg fără 6x pe cățea. Vrem și noi să vedem aici niște kg pe cățea. Ca așa te-ai lăuda cu thumbnail-ul. Hai să vedem aici o mașină parcată pe dos. Arunci... Oh! Încercam și o melodie, dar nici melodie nu mai știu din 2004. Ăla s-a pus pe burtă acolo, mă! Sau cum l-a văzut pe burtă? Că ăla de fapt era... E unul în casă și unul... Ok. 26 de gloanțe, băieți. Nu știu cum l-a văzut pe sabă burtă. Sincer, eu am crezut că este ăla din casă, dar nu era ăla din casă. Am înțeles. Am înțeles. Pregătește o grenadă acolo, trimite destul de vreme, 5 secunde. Ce-l-ai în casă, mă? Ăla-i în casă sus, mă. Sau nu pe lângă? Da, mă, era pe lângă, ca să mi se apărea că e acolo. Da, mă, ce mere danger te-ai cam dus. Doamna, trage foarte bine un cățeau. Bine, cățeau a ieșit tank rău. Băi, e unul sus acolo, l-am auzit, nu? Bă, era unul pe stânga un pic? Hai! Hai să fac cu 6X-ul! Uite-l pe ăla cum stă pe burtă! Au! 20 de kill-uri, mă! Da, 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 mă, da, trage bine și cu 6X-ul, mă, trage bine și cu 6X-ul, mă. Cam, trage la fel de bine cam când mă enervez eu așa și trag pe Miramar cu 6X-ul, cu beril, cu dalea. Cam cum trag eu, dar mai are de învățat mult până la mine. Mai are de învățat mult acasă până la mine, trebuie să-l mai învăț. M-a sunat zilele astea, dar n-am avut timp să-i răspund că eram ocupat, frate, eram cu live-uri de coasă. Am zis că, am zis, bă, Takazu, las că te sun eu mai încolo și nu am mai sunat. L-am fraid, i-am dat țeacă, i-am dat țeacă lui Takazu. M-a mai sunat să mă întrebe, bă, cum faci spray-urile alea cu cățeaua cu alea, dar i-am zis, bă, lasă-mă, Takazu, lasă-mă, că... Auzi, băieții, că joci cu spectei, cu dalea, nu vreau să mă mai asociez cu tine, cu dastea, nu vreau să... Nu vreau să dastea, îți dai seama, glumesc. Au! Doi acolo pe rocă. Au! Vreau spray cu cățeaua, Takazule! Vreau spray, mă! Unul acolo, da, mă, l-am văzut, mă, și eu, mă. Dacă am pus sinta așa, cam obvious un pic. A pus sinta un pic cam obvious, așa, nu prea. Fără scopul, scopul pe acolo, nu puteai să-l vezi. Și el a spus scopul direct pe el. Un pic cam obvious, cred că băieții au dat alte cospect de la un pic, Takazule. Nu știu ce zic, joacă foarte bine. Joacă foarte bine și cred că Takazu și cred că spectatorul nu l-a ajutat de mult pe Takaz. Însă te ajută că să faci un clip spectaculos cu multe kill-uri, băieți. 21 de kill-uri, mă. Pregătește o grenadă. 3. E perfectă grenada. Da, mă. Mamă, cum a fost, bă. Perfect a dat acolo. 1. Și ăla are deja pe la noc acolo de pe rocă. Și al treilea. Bine, mă. O, Berin, viața ta, mă, mir că nu-l iei. Dar clipul este oricum cu cățea. Văd acolo un drop, cred că e în apă. Și are deja 25 de kill-uri. Încă 6 kill-uri din 7 oameni sunt ale lui, băieți. Ale lui. În contul lui se duc. Și ce face? O, a trecut podul, ok, a trecut și podul. Și probabil v-ați la casele astea, sunt cam cele mai bune case, ori casele astea, ori high ground-ul, sunt cam cele mai bune poziționă pe care ți le poți lua momentan pe aici. Aici e bună și poziționarea să ai foarte multe rigiuri, însă e jale că dacă vine unul din spate și trage și unul din față și trage și unul din spate, dai cam dos, ești cam pilaf, ești cam un pic, ești cam un pic sandwich, ești salamul din sandwich, să nebunesc. Ce vă că îi caută, mă? Îi caută, e foamelul ăsta. Takazule, ai mâncat mai și tu niște pateu azi dimineață? Că vă că ți-e cam foame. Și dacă îți fac la un geam la burtă, Takazule, îți cam văd foamea cum se luptă. Mi-e așa mi se pare. Ce facem? Ce facem? Nu am putut să observ dacă are buc pe Dacie. Sau nu, de-aia s-a schimbat din nou baghiu. Avea buc pe Dacie? N-am putut să observ. Ce treci tu așa pe lângă apă? Ia! Ia.
Ceva îmi spune că cred că și-a activat laptopul. Ceva îmi spune că cred că și-a activat laptopul. Unu și unu mai este la copac, dacă nu mă șel. Bă, ești nebun! Și trimite foarte bine granata asta acolo lângă copac și probabil îl va omorâ, mă. Cred că un metru mai aveam, mă, până la el, mă. Cred că un metru mai aveam, mă. Da, mă, asta e bine trimisă, 27 de kill-uri, băieți. Doamne, ce grenade trimite Takaz. Cred că este printre cei mai buni grenadieri pe care i-am văzut, băieți. Cred că, dacă nu, cred că cel mai bun grenadier pe care l-am văzut până acum, băieți. Vă asigur, joacă foarte, adică trimite foarte bine grenadele alea. Mi se pare că e, da, cred că e cel mai bun grenadier pe care l-am văzut până acum în PUBG Mobile. Mai sunt încă 5 oameni în viață, băieți, și 27 de kill-uri are el. Încă 4 trebuie să facă ca să juc la 31, cum spune în titlu. Hai să vedem, băieți. Merge cu high ground-ul, așa cu așa, și probabil unii s-au cam pus pe la casele astea, Takazule. Cred că unii s-au cam pus pe la casele astea, Takazule. Nu! Unul este la copac acolo și pare un pic cam paralizat. Sincer, eu dacă te auzeam că fii cu baghiu pe lângă mine, o trăgeam. Unul! Na, mamă, ce spray! Cât de bine este spray-ul ăsta, mă! 2 kill-uri, deja 2 knock-uri acolo. Și ești cu finish-ul, ești cu finish-ul, că ți-am spus că dacă îți fac un geam la burtă. De ce nu aștepți un pic, Takazule, să vină cel de-al treilea, mă? Poate vine la revive, mă. Că sunt, adică, păi iau o sigură să țipe acolo în timp. Help, help, help! Sigur o să țipă aia cu help, help, help. Da, mamă, dar ține bine, mă. Ține foarte bine, mă. Mi se pare că ține foarte bine cățeaua cu 6X-ul. Serios că ține bine, ține bine. Ia o să țipe help, help, help. Și asta trebuie să vină. Să dea revive-ul, revive-ul, revive-ul. Și îl pindea la cutitură. How, how, când vedea el să dea revive-ul, how. Vedeam că-i cap. Jur că îl vedeam pe țesul ăsta aici. Poc, îl punea pe frunte, glonțul. Sunt încă doi în viață, băieți. A! Oh, mă, ce timing are ăla, mă. A! Două gloanțe, bă! Două gloanțe care se vedeau că-i pe cap, că sunt pe cap. Că sunt trimise pe cap. Ia, ia, ia. Hai, mă! Hai, Takazule! Nu mai iese la mă, e un pic frică când la AVM-ul ăsta, ce-i și frică un pic să-ți scapă că îți dă cu tot cu cască. Cu tot ce ai tu mai bun, ai cască 3 full? Ai cască 3 intactă? Te-ai dus, mă. Da, mă, are și ăla, mă, cățea, mă. Ia fă-mă un fight cu el, mă, cățea versus cățea, mă, ia fă-mă un fight cu el, mă. Eu așa zice, mă, cățea, frate, oricum, mă, oricum ai spus că ești cel mai bun pe 6X cu cățea, hai să te văd, mă, ia fă-mă spray pe el, mă. Are și el cățea, ia fă-mă și tu, toc cățea. Și pune rău după cățea și începe să pușeze. A dat smoculeața pentru puș, evident. Și începe să pușeze, mă. Dar și vreau să fac cu 6X, mă. Cățea versus cățea, mă. Se pune pe burtă ăla, mă, nu cred, mă. Bă, de cum? Băi, ai ghilii, mă, dar nu te ajută, mă, nici ghilul ăla, mă, să fii burtac, mă. De ce burtăciune, mă, de ce burtăciune? Da, băi, și-a rămas 1v1. Hai să vedem ce face la 1v1, văd că se face full boost. Mai are totuși încă un energizant. Așa că hai să vedem. Văd care costumele astea, mamă, deci cum arată costumul și găzdanul. Mi se pare aproape de... Ha, nu mai zic că mi se pare cel mai frumoase skin-uri, că iar spuneți că folosesc prea mult cu astea, cu cele mai, nu știu ce. Dar sincer, cum arată costumul și găzdanul ăsta, sunt foarte scumpe și sunt printre cele mai frumoase, după părerea mea. Pot să o zic! Cele mai frumoase, după părerea mea. Printre cele mai frumoase, după părerea mea. Pe acolo mai intră și un M4 glaciar, mai intră și M4 de full, printre favoritele mele. Alea mele la suflet. Bă, deci am de mică zona și tu ai tu pe o să-i plimb cu baghiul la 1v1, l-am văzut la copac acolo. Pare că sunt fricoși ăștia, mă. Pare că sunt prea fricoși, mă. Îl vede la copac, ăla îl știe, trece cu baghiul pe lângă el și ăla nu trage, mă. Și uite-l, mă. Hai, mă, că vreau să vă spray-ul, nu uita! Uite-l, mă, că îi vede capul acolo, mă. Ce? Ce, mă?
Nu l-am în cap ăla acolo. Păi ce se întâmplă, mă, cu AVM-ul tot acasă? Că pare că nu vrea să intre glonțul la AVM-ul tot să mor. Da, băieți, ia frumos cu stânga. Știe să face foarte bine, mă. Tocmai ce... A dat un copac acum. Dar tocmai ce vreau să zic, băieți, joacă foarte bine dacă azi... Și indiferent dacă are spetei sau nu, el tot dovedește că știe să face... Îi dă-n mână acolo, nice. Îi dă-n cot să mori, a dislocat cotul. Și oricum joacă foarte bine, băieți, cu orice armă și 31 de kill-uri, mă, winachele, mă. Bine, mă, tacazule. Boom! Și atât a fost clipul de reacție, băieți, dacă v-a plăcut, uitați, dați acolo un like și un subscribe pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Eu am fost NR-ul, pe mine mă găsiți Space, să cauți și pe Discord pe care aveți acolo în descriere. Și vreau din partea voastră, băieți, în secțiunea de comentarii, să-mi dați sugestii la ce să reacționez în clipul viitor, băieți. Vă pup și mă simt toți în mod egal, băieți, și ne auzim din seară pe live stream. V-am pupat! Ceau, Ox! Boom!